Neața lume, astăzi vorbim despre Sasuke Uchiha și luptele pe care el trebuia să le piardă și despre asemănarea dintre Boruto și Naruto. Poate credeți că bă, ăștia nu seamănă deloc, dar seamănă. Și să începem cu Sasuke care a câștigat multe lupte de-a lungul seriei Naruto, dar nu toate victorile sale au fost meritate. Fanii serii Naruto sunt foarte conștienți de avantajele uneori nedrepte pe care unele personaje le obțin în timpul luptei, diverse strategii, precum celebrul Talk no al lui Naruto, <hie> care l-a salvat din mai multe situații. Prietenul și rivalul său Sasuke Uchiha nu face ce excepție și de multe ori iese din situațiile tale cu răni minore sau fără nicio zgârietură prin noroc. Și începe cu prima bătălie Sasuke vs. Dedara. Toți membrii Akatsuki sunt persoane extraordinar de talentate și ninja criminal de rang S. Fiecare ninja din ăsta rău și-a câștigat locul în organizație din cauza crimelor oribile sau a cruzimii, iar abilitățile lui Deidara pot fi considerate una dintre cele mai periculoase. Nu numai că poate exploda argilă turnată în multe moduri, dar poate și să descompună aceste particule de argilă care se infiltrează în pie la țintei. Detonarea acestei explozii ar fi un final exploziv al fiecărei lupte, forțându-l pe Sasuke să se electrocuteze practic pentru a scăpa de particule din corpul său. Dacă de ar fi vrut, ar fi putut continua să trimită aceste particule până când le detona cu succes sau Sasuke își tot dădea curent în mod repetat până când murea. Plus că să nu uităm că de s-a sinucis. La un moment dat dar a zis: "Bă, știi ce? Ia mai dă-te încolo, mă arunc eu un aer." Ok. Atunci o să scap cu șarpele meu care merge în dimensiunea șerpilor. Da, da, sigur, da, da, sigur. Următoarea luptă Sasuke vs. Naruto, Prima, prima, lor bătălie. O mare parte din seria Naruto se învârte în jurul prieteniei și rivalității dintre Sasuke și Naruto, ducând adesea la lupte de sfârșit de sezon. Prima dintre acestea a avut loc în seria originală și a fost o luptă brutală cu o grămadă de atacuri și jutsu, în timp ce Naruto a beneficiat de calitățile regenerative ale clanului Uzumaki plus vulpea cu nouă coz în el, care adăuga niște calități de vindecare. E bine, în ciuda acestor avantaje evidente, Sasuke a supraviețuit multor răni zdrobitoare de oase fără aceeași regenerare și pur și simplu a plecat de acolo după ce l-a învins pe Naruto. Deci Sasuke fără puteri de regenerare, fără bestie cu coadă în el, n-a avut nimic, iar Naruto a luat bătaie. Următoarea Sasuke vs Killer B. Deși Killer B are o personalitate comică, acest lucru nu înlătură realitatea că omul a fost destul de aproape de a pune capăt clanului Uchiha în timpul acestei lupte. Cu ajutorul celor trei cu echipierea ei săi, Sasuke l-a încolțit pe Killer B ca să captureze bestia și să-l aducă la Katsuki. Spre deosebire de Naruto, Tobi este mult mai în vârstă și a petrecut mai mult timp lucrând și comunicând cu fiara sa cu coadă, creând o înțelegere reciprocă între cei doi. Un Jinchuri pe deplin realizat, n-ar avea nicio problemă să se ocupe cu Sasuke, mai ales având în vedere că agilitatea lui Killer B era aproape prea mare pentru Sharingan lui Sasuke ca să poată să-l urmărească în timpul luptei. Într-un moment anume al luptei, Killer B a folosit o diversiune ca să lanseze un atac lariat asupra lui Sasuke, ceva care zdrobește cu ușurință oasele și de obicei decapitează adversarii. Ceva care ar fi pus capăt imediat luptei și ar fi provocat daune pe viață, dar se pare că și Kishimoto n-a vrut să-l omoare pe Sasuke și să termine clanul acolo, că avea el planul să facă Sasuke un copil care poartă ochelari. Da, da. <laughs> Următoarea luptă, Sasuke vs. Orochimaru. Să lupți cu unul dintre legendarii sanin din satul frunzei ascunse este de obicei o ultimă soluție. Cu toate acestea, Sasuke s-a antrenat de bună voie cu înțeleptul șarpe pentru a câștiga putere și apoi a încercat să-l omoare înainte să plece. Chiar și în starea lui bolnavă, Orochimaru a reușit să strângă șerpi în jurul lui Sasuke, ceea ce ar fi putut de asemenea să-i pună capăt cu ușurință luptei. După cum am descoperit în Boruto, când Orochimaru s-a confruntat cu Logo, o singură mușcătură de la oricare din șerpii lui paralizează complet victima, lăsându-o incapabilă. Ei bine, nu și dacă te cheamă Sasuke Uchiha, iar misiunea ta este să ți refaci clanul Uchiha. Următoarea luptă Sasuke vs. Danzo, în timp ce locuitorul Hokage, să zicem că na, era bătrân, Danzo încă poseda un număr mare de Sharingan și un intelect ascuțit. Liderul lui Rut nu avea nicio problemă în a tăia capetele sau a face tot felul de trucuri murdare, având în vedere că a fost învățat de al doilea Hokage Tobirama Senju, chiar și ca bărbat în vârstă, Danzo a avut mai multe oportunități de a pune capă luptei rapid în loc să o lase să prelungească așa cum a făcut-o. Dacă și Kishimoto nu vrea să mori, nu mori. Următoarea luptă pe care trebuia să o pierdă neapărat, Sasuke vs. Raikage. Știți că la summitul 5 Kage, unde s-au adunat efectiv cei mai mari 5 ninja din lume, plus samurai și însoțitorilor puternici care au fost prezenți acolo, Sasuke s-a dus și s-a bătut cu cel mai mare tip din cameră. La sfârșitul luptei, Raikage a pierdut un braț din cauza tehnicii Amaterasu și a fost dispus să-și piardă piciorul pentru a-l ucide pe Uchiha. Dacă Gara n-ar fi intervenit ca să-i separe pe cei doi, călătoria lui Sasuke ar fi ajuns la un sfârșit brusc și Raikage și-ar fi pierdut două membre într-o singură zi. Da, dar s murea acolo. Și iar n-a murit, mă, că s-a băgat cineva. Următoarea bătălie Sasuke vs. Haku. Fiind una dintre cele mai letale întâlniri ale lui Sasuke, Haku s-a dovedit a fi un adversar mortal folosindu-și abilitățile de gheață și ace ca să-i ucidă pe cei doi genini. Acele i-au străpuns între corpul și uneori trecerea directă ar fi perforat mai multe organe și ar fi creat răni grave care ar fi fost fatale. Și mai ales atunci când s-a băgat fraierul în fața lui Naruto ca să nu moară de la umplută asta de ace, n-a murim, Că n-ai să lea. Atenție, n-avea proprietăți de regenerare sau ceva. Următoarea ar fi Sasuke vs. Gara. În timp ce primul meci a mers mai bine când a dat atunci Sasuke cu cidorii și Nagara a plecat. În partea a doua, cu Shukaku, care a făcut o apariție în conștiința lui Gara, atacurile lui Sasuke au rămas să nu prea mai dea damage. În câteva momente, Sasuke s-a trezit lăsat printre copaci și lovit de gheara de al lui Shukaku, ceva care l-ar fi putut pune cu ușurință într-un pat de spital sau și mai rău să moară. Dacă Naruto nu l-ar fi chemat pe Gamabunta să-i atragă atenția lui Shukaku, nu exista nicio îndoială că cu bestia cu o singură coadă ar fi dus la moartea lui Sasuke. Iar ultima bătălie, Sasuke vs. Itachi. Una dintre cele mai disputate lupte ale seriei, Itachi a permis o ultimă luptă cu fratele său înainte să moară. Dacă Itachi n-ar fi fost bolnav de moarte, dezorientat, orb și ar fi avut sentimente efectiv de ură pentru fratele său, această luptă n-ar fi mers la fel. Acestea fiind spuse, Itachi a dat multe lovituri în timpul acestei lupte ca să-l încurajeze pe Sasuke să-și depășească limitele. Era clar că Itachi avea un avantaj, plus că experiență cu luptele anterioare și Așteri a șters un întreg clan de utilizatori șaringani <laughs> și a ales să-l cruțe pe Sasuke când era mai mic. Itachi era un maestru al genjuțului, iar Obito recunoscuse după luptă că Sasuke n-a reușit niciodată să treacă prin genjutsul lui Itachi singur. A existat nenumărate cazuri în luptă în care Itachi a oferit fratelui său avantajul, arătând că lupta era mai degrabă menită să fie un rămas bun decât un meci real. Plus că, plus că a vrut să-l obosească pe Sasuke ca să Orochimaru să-l sigileze. Iar acum să vorbim puțin despre Boruto și dacă seamănă acesta cu Naruto. Atât Naruto Uzumaki cât și Boruto sunt vedetele propriilor serii și ambii au caracteristici distincte care fac pe amândoi unici unul față de celălalt, în ciuda faptului că sunt tată și fiu. Cu toate acestea, din același motiv, de asemenea, au calități care îi fac să fie similare. Gen, calitatea numărul 1, făceau farse ca să atragă atenția. Foarte devreme, în seria Boruto, multă lume s-a prins imediat că asta seamănă cu tasu, pentru că îi plăcea să facă farse. Ambii chiar fac același mod de farse uneori, cum ar fi vandalizarea fețelor de pe stânca Hokage. Deși ambele personaje iubesc să facă farse motivația lor pentru a face acest lucru este cea care le diferențiază. Lunaruto îi plăcea să facă false pentru că voia să fie recunoscut în satul său, în timp ce Boruto a făcut asta pur și simplu ca să atragă atenția tatălui său. Următoarea ar fi loialitatea față de prieteni. O caracteristică pe care Boruto pare să o fi moștenit de la tatăl său este cât de loial este și protector față de prietenii săi. Relația lui Naruto cu prietenii săi a fost în cel mai bun caz drăguță, iar adesea distructivă și se pare că Boruto îl moștenește. Din nou și din nou Boruto și-a pus viața în pericol pentru a-i salva pe cei pe care îi numește prieteni. Acesta este și unul dintre motivele pentru care multe personaje sunt atât de atrase de el, cum ar fi Kawaki, Shikadai, Mitsuki, mai ales Mitsuki care era soarele lui. Mai au și juțuri similare. Amândoi au ales să folosească aceleași tehnici. Ambele personaje sunt foarte pricepute în utilizarea de clone și Rasengan. Și Boruto, la fel ca Naruto, face sexy jutsu. Plus că ambii au stăpânit Rasenganul la o vârstă foarte fragedă. Ce mai au în comun? Ticul verbal. Atât Naruto cât și Boruto au ticuri verbale involuntare care reflectă oarecum personalitatea lor și fac dialogurile lor distincte. Interesant este că și mama lui Naruto cu Shina Uzumaki avea și ea un tic verbal. Date bane, date baio și date basa. Sunt ticuri verbale folosite de Kushina, Naruto și Boruto. Deși această trăsătură de caracter nu este unică pentru linia Uzumaki, deoarece alte personaje din serie au și ele ticuri verbale și ca pe toate animeurile sunt o grămadă de personaje care termină propozițiile cu ceva cuvânt din asta. Și încă un lucru pe care l-au în comun, încredere. Dacă există un lucru care nu le lipsește amelor personaje, este încrederea în luptă. Ambii sunt foarte curajoși și încăpățânați, crescând Naruto s-a confruntat întotdeauna cu inamici mai puternici decât el și deși era slăbit în mai multe ocazii, de atunci a învățat să aibă încredere în abilitățile sale și Boruto este la fel. Acesta este motivul pentru care ambii primesc constant avantajul în timpul luptei, întotdeauna au încredere în abilitățile lor și sunt încrezători pe tot parcursul, ceea ce este foarte important pentru ninja. Bă, când numele tău este numele seriei, n-au ce să-ți facă. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like și un comentariu că ne ajută foarte mult și ne -au de mâine cu un nou clip.